seara vouă acolo acasă. Vă salutăm de aici, de pe Croma din Dominicană. Bine v-am regăsit la un nou episod Survivor România 2022, show-ul despre care s-a spus în nenumărate rânduri că parodia e mult mai amuzantă decât originalul. N-am zis-o eu, uitați-vă în comentarii. Astăzi avem un quiz game total special pentru că alături de noi sunt doar faimoșii, nu i-am mai chemat și pe războinici, că era evident cine o să câștige. Hai frate, deci bă, lasă-mă cu norocoșii aia, că bă, traseul e despre noroc și ăia au prea mult bulan, știi? Iar noi avem prea multe bulane, nu-i așa, rengle? Râs ca o vrăjitoare. Îmi vine să-mi fac cruce cu limba. Da, da, eu măcar nu port tocuri de 20. Da, oameni buni, noi aici la Survivor România parodie am ales să o păstrăm pe Andreea Tonciu pentru că ni se pare amuzantă. Ne place râsul ei. Și pentru că în campul faimoșilor există deja două tabere formate, astăzi vor concura între ei influencerii și pensionarii. În echipa influencerilor îi avem pe Laura Giurcanu, Emil Rengle, Otilia și TJ Miles, iar în echipa pensionarilor îi avem pe Cerebel, Cătălin Smărândescu, Robert Niță și Andreea Tonciu. Băi, deci nu mi se pare corect și eu trebuia să fiu la influenceri. Da, acum 15 ani. Băi, hai să ne concentrăm să-i batem, că mi-e foame. Dacă nu câștigăm, vă mănânc pe voi. Dacă ne dau să jucăm table, îi rupem. Wow, poate jucăm ceva pe TikTok. You know, like tap tap in Jerash. We can do it. Îmi doresc mult să joc și eu. Sper din suflet să mă lase spatele. Stai să-i cer voie, spate mă lași? A zis că nu. Asta este, merge mai departe. Vârsta își spune cuvântul. Pentru că până acum faimoșii ne-au dovedit în probe că pentru ei vorbele sunt mult mai importante decât faptele, astăzi vor juca un joc foarte interesant și anume... Tabu! A, simplu, îi rupem. Pentru o secundă am crezut că zice table. Faimoșilor, sunteți curioși pentru ce jucați? Da! Da! O pungă de semințe desfăcută! Incredibil, super! În sfârșit o să avem ce sparge Andreea când ne uităm la ceilalți cum aleargă pe traseu. Adică stăm, nu? Hai să începem! În prima rundă, la linia de start, o avem pe Otilia, care va explica cuvântul, și pe TJ Miles, care va ghici. Ești pregătită, Otilia? Aoleu, de ce țip? De ce țip? Ca să te fac atentă, pare că mereu te gândești la altceva. Hai, Oti, rupei! Acesta este cuvântul. Noi femeile purtăm mereu... Pică. Purtați pică. Nu, altceva. Trefla? Rum? Like, red heart? Or... Nu, ce am eu mai sus de buric? Like, alunițe? Nu, hai mă, TJ, unde te uiți tu mereu când vorbești cu mine? Ah, tits. Așa, și ce am acolo? You know, silicon. Like... Nu, ce port? Ah, bra. Exact, și acum română? Wow, it's hard. Like, I don't know. Timpul a expirat. Era sutien. Wow, but you never wear sutien. Like, în fine. Pensionarii i-au trimis la linia de start pe Robert Niță, care va explica cuvântul, și pe Andreea Tonciu, care va încerca să-l ghicească. Un singur cuvânt dacă vor ghici, punctul va merge la pensionari. Ești pregătit, Robert? Băi, deci explici ca lumea, da? Acesta este cuvântul. E periculos și poate să te rănească. Rengle. No, arde dacă te joci cu el. Te arde pe tine sau arde și pe alții? Și rengle, dracu. No, hai Andreea că e ușor, se aprinde repede. Cerebel. No, îl avem și la aragaz.
gaz, de ochiuri, brichete, cratiță, dracu, nu știu. No, te arde dacă pui mâna! Păi și cratița te arde dacă e pe foc. Exact, ai zis, cratiță? Ai zis mai devreme, cratița te arde dacă e? Incredibil, domnilor și domnilor, îmi vine să o omor. Focul dracu! Ce proastă sunt. Bravo, Andreea, bravo, bravo. Yay! Și stop, punctul merge la pensionari, este 1-0 pentru ei. Hai, scuzați-mă că deranjez, nu am venit aici să mă etalez. Runda a doua îi are la linia de start pe Emil Rengle, care va explica, și pe Laura Giurcanu, care va ghici. Ești pregătit, Emil? Da. Acesta este cuvântul. Adolescent. Da! Cum îi spune? Ancestral! Da! Cum să-i explic asta? Nu prea înțeleg. Nu-mi dau seama cum să-i explic. Hai zi, mai zi, orice, hai că reușim. Sternocleidomastoidian. Da! Yes! Și stop! Wow, v-ați descurcat, excelent! V-a dat cineva din producție răspunsurile dinainte? Nu, am mai jucat înainte jocul ăsta. Haideți să-i vedem și pe pensionari! Pentru pensionari, la linia de start sunt Cerebel și Cătălin Smărândescu. Bre, sunteți pregătiți? Da, da. Acesta este cuvântul. Urci chestii pe el. Motosivuitor. Nu. E o platformă. Păi nu mă pricep la platforme. Când am avut probleme cu mașina, am tractat-o singur. Hai, că știi, încarci videouri acolo. Casete VHS? Nu! Rimează cu poc-poc! Wow, it's too easy, like... Tu de ce râzi, mă? Ți se pare amuzant? Hă? Ce-ai realizat tu în viață? Când o să scânte imnul României, atunci să râzi. Și stop! Timpul a expirat! Era vorba despre TikTok! Punctul merge la influencer, este 1-1! Na, nu știam cum să explic, că nici eu n-am de asta. Mă, lăsați-mă cu TikTok în deștea. La muncă! Runda finală îi are la linia de start pe Andreea Tonciu și Robert Niță. Andreea, ești pregătită? Da, dracu. Acesta este cuvântul. Nu știu ce e asta, deci în română? Da, Andreea, înseamnă... Deci când vrei să faci sex. Nu, când vrei să faci sex, dar nu poți. Nu, când ai prea mult sex în tine. Nu știu, dracu, dă-mi alt cuvânt. Ia altul. Da, deci cum se cheamă ăla care te servește la restaurant? Ospătar. Așa, și în franceză cum îl strigi? Ospătar. Nu, mă, hai că-i simplu, băiat în franceză. Garson. Așa, și acum pe ce pui prezervativele? Pe penis. Nu, mă, da. Când vrei să le ai aproape lângă pat, pe ce le pui? Le ții lângă șervețele? Unde le ții? Pe noptieră. Da, și acum aleagă-le pe amândouă. Garson, noptieră. Și stop, slavă cerului că timpul a expirat. Era garsonieră, băi. Deci dacă jucam cu Otilia, ghicea din prima. Băi, puteai și tu să explici în ce locuiești. Băi, eu nu locuiesc în garsonieră, dracu. În fine, m-am și enervat. Păi nu, în ce locuiesc eu? Iată-ne ajunși la ultimul duel din acest joc. Dacă Laura și Emil vor ghici un singur cuvânt, punctul și semințele vor merge la influenceri. Sunteți pregătiți? Da. Acesta este cuvântul. E greu. Hai, Laura, că putem! Hai, zi, dăm ceva! Nu-mi vine. Ciclu? Nu, e...
atunci când nu înțeleg, nu-mi dau seama. E greu rău. Viril? Ah, ești aproape, aproape. Virulent? Da, și în chineză Jududa. Da! Yes! 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 Perfect! Yes! Bravo! Da, acesta este cuvântul și punctul merge la influencer, la fel și punga de semințe începută. Mă rog, cât a mai rămas din ea? Dragi prieteni, aceasta a fost ediția de astăzi. Vă mulțumim că ați rezistat atâtea minute alături de noi. Dar dacă rezistați voi în fața televizoarelor atâtea ore să vă uitați la aceeași probă, înseamnă că noi suntem pistol cu apă. Seară bună de aici, din Dominicană.